știți ce s-a întâmplat? Când oamenii și-au văzut falimentul, bisericile și-au văzut falimentul în trăire, ori n-au mai predicat o parte din Sfânta Scriptură, ori au redus creștinismul la un set de reguli pe care îl poate îndeplini un om moral, bine crescut și care e puțin religios. Au redus creștinismul. Este un proiect la propriu, este un proiect național al evanghelicilor de reducere a creștinismului la niște reguli pe care le pot ține și păgânii și oamenii din lume. Știți foarte bine dintre dumneavoastră, dacă v-aș da o foaie, știți, ce înseamnă să fii baptist? Păi să faci aia, așa. Dacă stai bine să analizezi, ai să vezi că și un păgân din lume, un ortodox care dacă se chinuie puțin sau dacă chiar e religios și bine crescut, ai să vezi că poate să țină regulile alea. N-are nevoie de nașterea din nou, n-are nevoie de Duhul Sfânt, fără niciun fel de problemă. Trebuie numai să se înregimenteze și să boteze. Dar nu trebuie să fii născut din nou să faci treburile astea. S-a ajuns la lucrul ăsta pentru că oamenii și-au dat seama, domnule, noi nu putem să facem ce spune Biblia. La propriu. Și atunci luăm lucrurile alea pe care le-am putea să le facem, pe care le făceau și fariseii. Ei se rugau, ei veneau, se duceau la templu, ei învățau și pe alții. Dar nu aveau realitatea lăuntrică. Ei nu depindeau de puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cuvântul acela pe care l-a spus apostolul Pavel. Au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc. Ei nu experimentează puterea lui Dumnezeu. Viața creștină este o viață trăită pe baza puterii lui Dumnezeu. Reducerea creștinismului la un set de principii exterioare la care trebuie să ne aliniem fiecare dintre noi este o travestire a creștinismului. Este o rușine. Este o rușine. Creștinismul este o viață trăită pe baza puterii lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, ne este dată în mod gratuit. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Nu s-a făcut un schimb, nu s-a făcut un troc, nu s-a semnat un contract, nu s-a făcut o afacere. Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeiasca lui putere, gratuit.